Astăzi a fost realizat un eveniment festiv organizat la Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta, Turnu Severin, cu prilejul Zilei Poliției Române, care se sărbătorește în data de 25 martie. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Se împlinesc 200 de ani de când domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica i-a înmânat marelui Mihăiță Filipescu, șeful poliției din acele timpuri, drapelul pe care era cusută sigla steagului Agiei, alături de sigla aflându-se o ghirlandă de aur, în interiorul căreia este prezentată Maica Domnului, înaintea îngerului ce aduce vestea cea bună, adică buna vestire. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a subliniat importanța poliției în viața noastră și totodată i-a asigurat de tot sprijinul Consiliului Județean Mehedinți. Din punct de vedere instituțional, poliția este simbolul liniștii și ordinii publice în România, este garantul unei societăți moderne. Până în urmă cu 3 ani, urarea de sănătate când se despărțeau 2 persoane era banală, iar acum a devenit cea mai de preț dorință după perioada sanitară dificilă pe care am traversat-o. Se întâmplă același lucru cu sintagma liniște și ordine publică. Nu ne-am gândit până acum că pentru a ne îndeplini în viață țelurile pe care ni le-am propus fiecare, avem, în primul rând, nevoie să trăim într-un mediu de liniște și ordine publică. Ceea ce vedem că se întâmplă pe străzile orașelor din Ucraina ne reorganizează gândurile și prioritățile, la fel cum a făcut-o și pandemia. La eveniment a fost prezent de asemenea și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, care și-a exprimat încrederea și convingerea că IPJ dispune de un corp profesional bine pregătit, bine structurat și bine intenționat. Putem spune că este o ediție jubiliară care marchează scurgerea a 2 secole de activitate instituționalizată a Poliției Române. Ziua de 25 martie, considerată a fi ziua de naștere a instituției, are puternice reverberații istorice și religioase, fiind legată de sărbătoarea creștină a Bunei Vestiri. Asocierea cu importantul moment biblic nu este întâmplătoare, sugerând o anumită predestinație a instituției de a-și îndeplini misiunea alături de oameni, în folosul lor, sub ocrotirea binecuvântată a Maicii Domnului. Primele atestări ale Poliției Române datează din vremea lui Neagoe Basarab. Mihai Viteazul este amintit de istorici ca fiind cel care a creat Agia, denumirea veche a Poliției. În vremea lui Mihai Șuțu s-a reorganizat paza capitalei, s-a deschis emiterea primelor acte de identitate și s-au luat măsuri în ceea ce privește reglementarea portului armelor. Abia în anul 1806, organele responsabile cu paza și ordinea au primit denumirea de poliție. În vremea lui Tudor Vladimirescu se acordau scutiri de taxe și impozite pentru cei însărcinați să mențină ordinea publică și să apere proprietatea cetățenilor. Atribuțiile poliției au fost extinse prin regulamentele organice. Poliția Română, structură de bază a statului român, sărbătorește 200 de ani de atestare documentară. În calitate de reprezentanți ai statului, investiți cu autoritate și responsabilitate, polițiștii au îndeplinit una dintre cele mai nobile misiuni din societate, aceea de a sluji cetățeanul, adevărul și dreptatea. Într-o formă sau alta, sub diferite denumiri, simțindu-se nevoia statornicirii unor norme și reguli de ordine și siguranță, de funcționare în liniște și pace, poliția, ca instituție, a însoțit statul în toate orânduirile cunoscute de istorie. Prin munca devotată, anonimă și uneori ingrată, polițiștii înfruntă răul din societate, făcând tot ce le stă în putere pentru eliminarea factorilor de pericol la adresa siguranței publice. Poliția mehedințeană a demonstrat de-a lungul timpului, prin reperele instituției, integritate, curaj, fidelitate și faptul că au fost mereu în slujba cetățeanului. Mai mult decât atât, pandemia de COVID-19 a constituit în egală măsură o provocare pentru noi toți, dar mai ales pentru cei aflați în prima linie. În calitate de locuitor al orașului, eu vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o dați că trăiesc într-un oraș liniștit. Pentru liniștea pe care mi-o dați atunci când merg la serviciu și apoi mă întorc acasă. Pentru încrederea că pot merge liniștită pe stradă, că nu voi fi atacată, că dumneavoastră vegheați, surprindeți și sancționați acolo unde este cazul. De asemenea, au fost organizate activități de Ziua Poliției Române, unde copiii au putut vedea echipamentele din dotare.